săptămâna următoare, să vedem, gemenii vor avea acces la adevăr. Practic vor pune la punct ceva ce le oferă o stare de claritate și de pace a minții. Se vor simți oarecum împăcați cu alegerile făcute, vor vrea însă să deslușească, să știe adevărul despre tot ceea ce li se întâmplă. Vor descoperi soluțiile temporare recomandate în soluționarea anumitor probleme. Deci chiar dacă o soluție va fi temporară, va fi foarte bună pentru că pe moment îi va ajuta pe aceștia să rezolve o problemă. Vor face ordine în afacerile curente, trebuie să dea anumite răspunsuri unor persoane cu care colaborează profesional și cărora ar trebui să le demonstreze cât de bine pregătiți sunt. Deci gemenii demonstrează anumite lucruri săptămâna următoare, încearcă să le arate celorlalți că sunt foarte bine pregătiți profesional, au și fost provocați în această zonă, există o parte de ambiție pe care gemenii o deblochează acum. Își pot lua angajamente foarte serioase față de apropiați, dar și față de șefi și față de cei cu care colaborează, nu numai față de cei membrii familiei. Și de asemenea, această opoziție Soare-Saturn demonstrează necesitatea unui oarecare sacrificiu. Gemenii trebuie într-o oarecare măsură să înțeleagă că există și situații în care ar trebui să se pună la dispoziția celorlalți și să facă lucruri strict din compasiune sau pentru a-i ajuta, din înțelegere pentru nevoile celor din jur. Debut într-un domeniu în care nu au avut până acum experiență. Iată o veste interesantă pentru aceștia. S-ar putea să existe o zonă în care gemenii sunt la început de drum, care îi incită oarecum și o zonă în care aceștia pot depune energie și pot deveni în timp chiar buni specialiști. Energia ar trebui folosită însă cu moderație, păstrată energie și pentru momentele de devitalizare și acest lucru îl spunem pentru că Saturn și Luna Neagră în semn opus atrag oarecare devitalizare pentru gemeni. Iar avea nevoie de o nouă provocare pentru a intra într-un ritm care să îi reenergizeze. Practic să vină ceva în forță, ceva care fie să le facă foarte mare plăcere, fie să apară o persoană care să creadă cu adevărat în ei și să le dea forță, fie să primească o funcție sau o creștere ierarhică, fie să fie provocat, spuneam, într-un nou business și așa mai departe. Deci oricare din aceste situații ar revitaliza și ar băga pe un făgaș în care s-ar simți din nou motivați și ar intra cu foarte multă forță în acea acțiune. Cel mai mare pericol la gemeni în această perioadă este să stea într-o stare de apatie și de devitalizare specifică lui Saturn în semn opus. Chiar și o ușoară nervozitate presupune acest Saturn și Luna Neagră în semn opus, acea apatie despre care vorbeam. Ar trebui să încerce să-și reîncarce bateriile prin acea motivație deosebită, printr-o preocupare care să-i absoarbă cu totul, putem spune, precum un ceas deșteptător. Există un domeniu în care s-ar putea să se simtă izolați, expuși pericolelor, pentru că acest Pluton în casa 8-a dă această senzație și lucrurile s-ar putea remedia doar dacă ar avea o certitudine că pot ține totul sub control. Deci în viața fiecărui geamăn există o anumită zonă în funcție de astrograma personală în care aceștia simt că nu pot controla nimic. Pluto le joacă feste și este unul dintre motivele nervozității și unei ușoare stări de instabilitate pe care aceștia o experimentează, cu care nu sunt deloc confortabili, dar pe care o pot stăpâni dacă vor aborda lucrurile la un nivel superior și vor încerca să înțeleagă că niciodată nu putem stăpâni chiar totul. Să vedem ce corespondență avem pentru ei. Gemenii guvernează umerii, brațele, plămânii, sistemul nervos. Tocmai pentru aceea ei sunt predispuși la accidente, fracturi ale brațelor. Alte afecțiuni care pot să apară la gemeni sunt afecțiunile respiratorii și în special pleurezii, bronșite, tuberculoză. Activitatea nervoasă intensă a gemenilor de asemenea îi poate predispune către tot felul de afecțiuni nervoase, cum ar fi depresii sau să intre într-o stare de tristețe extrem de intensă, de exagerată. Totodată, oboseala lor determină scăderea imunității, ceea ce îi face extrem de vulnerabili și să absorbă energiile negative din jur și destul de predispuși la boli. Pentru aceasta, gemenii ar avea nevoie de un regim de viață extrem de echilibrat și de asemenea să folosească în special
caise, piersici, și prune, sparanghel, fasole verde, pește, crustacee, migdale, rădăcină de lemn dulce. Sunt deosebit de utile pentru gemeni, în special pentru activitatea lor nervoasă. Ca și plante medicinale, pentru gemeni sunt utile valeriana, anasonul, tătăneasa, șovârful. Pot, ca și esențe în aromaterapie, lavanda, bergamotele, lăcrămioarele, care le dau și o stare de liniște. Arhanghelul, cu care pot lucra foarte bine, dat fiind faptul că lor li se asociază chakra 5, chakra gâtului, este arhanghelul Gabriel, care îi ajută să se exprime creativ, să exprime adevărul, să exprime clar, limpede, ferm, dar în același blând ceea ce au de spus. Și pentru energiile arhanghelului Gabriel pot să folosească și esențe de garoafe, care îi ajută foarte mult în aducerea energiei acestui arhanghel. Deci, iată o reechilibrare prin intermediul acestor metode. Exact.